rog să rămâi puțin, pentru că nu, trebuie să fac o demonstrație. Uite, colegul Dani, de exemplu. Pare genul care a avut colici. Cum adică colegul Dani? Da. Dar ce se întâmplă? Pe păi îl iau și pe extraterestru, că astăzi fac la dublu. Deci, ce se întâmplă? Ia veniți voi aici, Simona, te rog să mă urmărești. Deci n-ai avut, nu știi, e complicat. Niște... Veniți în coap. Găzuțe, ați auzit, da? Găzuțe. Haideți, haideți, da. Haideți. Dar ce trebuie să... Iar da, să nu mă atingi... Nu, nu te atingi. Tu întinde-te aici, colegul Dani, și tu extraterestru. Dar dă-i și tu câinele la o parte, la cineva. Yeah. Nu. Hai, pune-te un pic, nu, nu pe el, pe tine. Pune-te, pune-te tu. Cu, pe spate. Pe spate. Așa. Și dumneata tope. Deci ce se întâmplă? Găzuțele, ați auzit, da? Deci da. Sunt mai multe metode. Dacă ai un săculeț cu sâmburi de cireșe, îl încălzești cu un încălcător și îl pui pe... Arată pe el mai întâi. Îl pui pe burta bebelușului. Direct aici. Nu, că asta e de foame, ți-am zis. Ăla mai prelung e de durere. Și montez chestia acolo. La unii nu merge și atunci metoda pe care o recomandă mai toți, asta e colegului Dani. Ție ți-a arătat altceva. Și că e bine să-l ții pe burta ta. Aha. Pe... Aha, așa, nu. Da. Dă-te invers. Deci tu ești bebeluș, nu lasă-mă pe mine jos. Aha. Treaba ta, Răzvane. De când mi-a dorit să fiu bebeluș? Stai. Nu, ușor. Ești, ușor. Nu ești, sunt cam... un bebeluș, un bebeloi. Ești puțin supraponderat. Nu mă să plecăm pe ce. Deci trebuie să-l iei pe bebeluș și să-l așezi cu burtica lui pe... Așa. Da. Stau foarte comod, eu sunt bine. Pe burtica ta și să-l... Da, anatomic, ce se întâmplă când stă bebelușul pe burtica ta? De la că liniștesc bătăile inimii, înțelegi? Bă, și se simte ca... Da, cred că se liniștesc bătăile inimii ale lui acum. Da. Le simt, sunt din ce în ce mai mari. Dacă bebelușul mănâncă friptură de la 6 luni... Și aș... Doamne, măică... O idee foarte... Nu mai fă, că pe bune am amețit. Ți-a venit sângele în cap. Dintr-o dată m-am oxigenat. Există? Simona, mă urmărești? Da. Există? E numai ochi. Există și varianta? Da. Nu, nu. Păi ce să fac? El are picioarele mici și de obicei le ține în sus. Când stă el așa sau într-o parte, da? Deci se desface... Badiul și cu mâna dreaptă poți să pui și un pic de ulei, da? Se masează burta în sensul acelor de ceasornic. Dar nu mă mai atinge pe bunic. Arată și tu, mimează. Se masează în sensul acelor de ceasornic. Ceasornic. Dacă nu se liniștește, da. Extraterestre, să vii și dumneata, că trebuie să arăți și dumneata. Vă da niște ulei la blăduț. Nu lăsați. Da. Dă un pic acum, da. Nu că murdărim tricoul. Lasă, stai jos. Da. Dacă nu se liniștește, stai jos că-ți fac și ție. Mă urmărești, Simona? Cu mare atenție. Cu mare atenție. Ca să scoatem găzuțele, băi, să nu-ți facă corp of. Acum nici n-am mâncat de dimineață. Ce? Sunt pe stomacul da. Gol. Da. Unii medici recomandă mișcarea asta, adică ușor, fără ușor, să bruscă. Ușor, ușor. Așa. Dar culmea e că-i faci un Dani și a mers la mine. Se cheamă medicină telepatică. Telepatică, da. Crezi că... La noi asta, la păsatura asta e medicină tradițională. Le repari pe unul să vindec altul. Crezi că i-a ieșit o idee. Da. Ți-a trecut? Mi-a trecut să mult mai bine acum. Da. Mă simt așa mai ușor. Și părinții de acasă. Eu nu glume, astea sunt metode. Pe lângă niște picături, ce se păi mai adaugă? Păi ce, că eu am glumit, că mi s-a întâmplat? N-am glumit.